Fiți atenți că asta e continuarea la vlogul trecut. Bă, să vedeți și voi ce tâlhărie s-a făcut aici. Și să vedeți ce stil au avut. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici. Bă, ies într-o seară în parc. Parcul din Malaga. Acolo în parc, băieții erau deja strânși, marocani, albanezii, arătare, erau acolo în parc, stăteau de vorbă. Și auziți, ajung acolo în parc, mă așez pe o bancă, arătare lângă mine. Bă, nu mai durează mult și vine un albanez acolo în parc. Bă, pe albanezul ăsta îl cunoștea arătare. Erau tovarăși. Albanezul, ciorditor de meserie. Vindea și marfă, combinator omul. Bă, vine albanezul acolo în parc și auzi. L-am văzut. Imediat l-am văzut pe albanez cum i-a făcut semnul arătare. Bă, să ridic arătare de lângă mine, să dă mai încolo cu albanezul. Au vorbit acolo ce au vorbit. Păi și pleacă arătare cu albanezul, de acolo din parc. Nu mi-a spus nimic arătare, nu mi-a spus unde pleacă, bă, nimic. A plecat cu albanezul. Bun. Păi eu am rămas acolo în parc cu băieții de vorbă, știi? Să zic așa că a durat o jumătate de oră. Vine arătare acolo în parc, se așează lângă mine. Zice, bosule, vreau să vorbesc ceva cu tine. Vino cu acel. Păi mă ridic de acolo după bancă, mă dau cu el într-o parte. Ce ai făcut, mă, arătare, zic? Unde ai fost, mă? Bosule, fii atent. Albanezul ăsta, zice, tu știi că ăsta e tovarășul meu. Zic, știu, mă, arătare. A vândut marfă la niște marocani. Și m-a luat cu el, să merg cu el să ia banii de la marocanii ăia. 5.000 de euro. Aveau marocanii să-i dea și i-a dat banii. Zice, dar cum am ajuns în casa acolo la marocani? Zice, erau doi marocani. Zice, tu nu ești tovarășul lui Adrian? Și zic, da. Spune lui Adrian că avem marfă. Avem 100 de grame de aur. Dacă e interesat și vrea să cumpere, vino cu el aici. Păi arătare, zic. Păi nu ți-am spus, mă, că câteva zile, o săptămână, până vând mașina aia, nu mai fac nicio mișcare, nu mai cumpăr nimic, să nu mă ia garda. Nu ți-am spus? Păi, eu îi spusesem la arătare. Și ca să vă spun cum am gândit-o eu. Și să vedeți cum a ieșit. Că v-am spus în vlogul trecut cum am aflat că mi era ascultată mașina. Și eu m-am gândit așa. Zic, băi, până vând mașina, zic, o pun la vânzare. O pun la vânzare și o vând. Avea rost să o mai țin din moment ce știam că e ascultată. Zic, nu mai fac nicio mișcare. Nu o dau acum imediat. Mai stau două, trei zile, o săptămână. Auziți, eu ieșeam cu ea doar până aici în parc, până la Casconverte, după ce am aflat că e mașina ascultată. Nu mai mă duceam cu ea să iau marfă încolo, încolo, nu mai, gata. Nu ți-am spus, mă, arătare, că nu mai fac nicio mișcare, că pun mașina la vânzare? Zice, da, bosule, dar știi ce m-am gândit? Că uite, tovarășul meu mă așteaptă la mașină. Zice, dacă vrei, dă mie bani și mă duc eu și-l iau. Mă duce albanezul ăsta cu mașina lui și mă duc eu și iau aurul. Păi mă, zic, hai, zic, dacă te duci tu cu ăsta, zic, și zici că-i tovarășul tău, ia bani, cât aur au? Păi au zis că au 100 de grame. Zic, ia aici 2.500 de euro să ai la tine, du-te la mașină, ia piatra, lichidul, cântarul de acolo din mașină și vii și mi-aduci cheile. Gata, bosule. Bă, ia arătare banii, 2.500 de euro.
I-am dat cheia la mașină, s-a dus arătare în mașină, a luat piatra, lichidul, cântarul și a auzit, băi fraților, vine și mi-aduce cheia de la mașină și se duce cu albanezul să ia aurul, mă. Băi, fiți atenți, băi, să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Eu v-am spus, eu nu m-am dus pentru că n-am vrut să mai fac nicio mișcare. Am zis să stau cu minte până vând mașina, să n-am probleme. Ca să vedeți și voi ce plan mi-am făcut eu și să vedeți cum a ieșit. Păi să duce arătare cu albanezul ăsta la marocani, să ia aurul. Și a luat tot ce trebuie la el, s-a dus. Am spus că i-am dat 2500 de euro. Băi, marocanii ăștia, eu nu-i cunoșteam. Nu mai avusesem cu ei combinații, nu-i cunoșteam. Dar ei mă cunoșteau pe mine, știi? De acolo, din față, de la Casconverte. Ăștia stăteau acolo în Malaga, care sunteți din Malaga sau care a stat prin Malaga, știți. Cartierul ăla rău famat, unde sunt numai marocani, albanezi, blocuri de bancă, să vinde marfă și toate alea acolo, în cartierul ăla. Băi, acolo stăteau marocanii. Era târziu, nu știu cât era, poate 12 și ceva noaptea să făcuse. Băi, a ajuns arătare acolo la marocani. Într-un bloc de bancă cu 5 etaje și marocanii ăștia stăteau la etajul 3. Băi, a intrat cu albanezul. Albanezul a zis, hai mă, că merg cu tine, arătare, eu sunt tovarășul tău, merg cu tine. Bine, zice arătare, haide. Băi, a intrat cu albanezul acolo în bloc. Bineînțeles că nu-i lift acolo. A urcat pe scări la etajul 3. Au ajuns la marocani acolo în apartament. Marocanii acum când l-a văzut pe arătare, zice, păi, ai venit singur, Adrian, unde e? Zice, păi, Adrian are treabă, nu poate să vină, am venit cu tovarășul meu. Bine, zice, hai, uite aici marfa, ia-o, zice, probează-o, cântărește-o și ne înțelegem noi la bani. A luat arătare, dă-i, a probat și el acolo aurul, pe piatră, cu lichid, cu alea, bă, văzuse la mine, știi? Știa și el să le probeze. A probat aurul, eu auzi, mai mult am zis, lasă-l mă să ducă, să învețe și el, știi? Să ducă, să învețe și el, să descurce și el. A luat arătare piesele, dă-i pe piatră, dă-i lichid, le-a cântărit. Păi s-a înțeles cu marocanii acolo la preț pe 17 euro gramul, 100 de grame de aur. Pe 17 euro gramul. Bun, mă, făcut el calcul, le-a dat banii la marocani. Băi, fraților, au luat marocanii banii, zice, hai, ia-ți aurul. Ia arătare aurul de acolo, după masă, îl bagă în geantă. Băi, și iese arătare de acolo din apartament să plece, știi? Acum să coboare pe scări, au aprins becul acolo pe scări, să coboare, știi, să pe scări, că v-am spus că nu era lift. Băi, cum a coborât de la etajul 3, a coborât la etajul 2. Băi, când au ajuns la etajul 2, s-au stins luminile și auzi, i-a luat. De unde or fi ieșit ăia, de unde or fi venit, dă-i. Și lui arătare și la albanez. Băi, i-a luat lui arătare și aurul și banii. Vă dați seama că m-a sunat arătare. Eu acolo în parc mă sună arătare, bosule, vino, zice, vino aici la mine în fața blocului unde stau eu. Vino aici, zice, că vreau să vorbesc cu tine. N-am mâncat. Băi, după voce l-am luat. După voce l-am luat că e terminat, supărat.
ce-a făcut ăsta mâncat? Să zic că i-am dat bani la el să ducă să ia aur, ce-a făcut? Băi, când mă duc acolo, repede m-am urcat în mașină, m-am dus la el acolo în fața blocului unde stătea el. Vă arătare în fața blocului, stătea acolo pe treptele alea, pe scările alea, uite așa cu mâna la cap, stătea acolo. Băi, când își ia mâna de aici de la față, arătare și când s-a ridicat și l-am văzut, băi, fraților, băi, atât era de bătut, băi, era desfigurat la față. Curgea sânge pe nas și bătut rău, mă! Ce ai făcut, arătare? Ce s-a întâmplat? Bosule, zice, uite, am fost la ăștia, am luat aurul, am coborât de acolo, pe la etajul 2, când am ajuns, au stins luminile pe scări și ne-au luat unii, zice, și dă-i și dă-i a tocat la noi, mi-au luat banii, mi-au luat aurul, zice, și la tovarășul meu la albanez i-a luat banii ăia, 5.000 de euro care-i luase de la ăștia, că el zice a luat banii după el. A luat banii după el ăia, 5.000 de euro și ne-au prins acolo, care or fi fost ăștia, cine or fi fost, nu știu, zice, ne-au prins, ne-au bătut și ne-au tâlhărit. Bă, zic, tovarășul tău e bătut? Așa ca tine? Da, zice, și el, uite, era negru pe aici, pe la ochi, era negru și pe aici, e bătut ca lumea și el. Arătare, zic, hai cu mine. Unde, bosule? Bă, tu n-auzi? Hai cu mine. Hai cu mine de unde ai luat aurul ăsta, vreau să vorbesc eu cu marocani. Băi, bosule, zice, tu îți dai seama ce este, bă, tu n-auzi? Hai, ridică-te de acolo și zic, și hai cu mine. Băi, fiți atenți aici. Ridică arătare de acolo, bătut, uite așa era, amețit, abia mergea, bă, arătare. L-urc în mașină, i-am făcut semn să nu vorbească nimic, știa. Bă, l-urc în mașină, unde arătare? Auzi, muțește. Dreapta, stânga, dreapta, stânga, ajungem la locații unde erau marocanii. Bag mașina acolo, parchez mașina, mă dau jos, hai mă, vin încoace. Să dă jos și arătare. Hai, ia-o înainte, zic, de unde ai luat aurul? Păi, par arătare, o ia, intră în bloc, la etajul 3, ajunge la ușă. Zice, uite aici, bosule, la ușa asta. Bam, bam, bam. Păi, bătut la ușă, bam, deschide marocanul ușa. Adrian, zice, pasa, pasa, amigo, el mie, intră, intră, prietenei. Intră și arătare cu mine. Păi că l-a văzut marocanii pe arătare așa la față, spart. Ce pasă? Este, zice. Ce-a pățit ăsta? Ce s-a întâmplat cu el? Băi, zic, lăsați astea, zic voi. Cu mine nu faceți de-astea. Cum vă faceți că nu știți ce s-a întâmplat cu ăsta? Că a venit la voi, zic, și-a luat taurul. Adrian, jur pe familia mea, zice. Jur pe familia mea, pe Dumnezeu, pe astea, a început ei să jure. Noi nu știm nimic. Să nu crezi că noi am pus oameni să-l tâlhărească, să-i odea, să ia banii, să ia aurul. Nu, Adrian, zice, jur pe familia mea. Zice, eu te cunosc pe tine, unul dintre marocanii ăștia doi. Zice, eu te cunosc pe tine de acolo, din față, de la Casconverte. Te-am văzut și cu Mohamed. Știu că ești tovarășul lui Mohamed. Cum să facem noi așa ceva, zice? Nu există așa ceva, noi nu știm nimic. Bă, zic, fiți atenți aici, că eu aflu. Dar aflați, află. Zic, dar iese rău. Mai bine dacă știți ceva și știți că ăsta e tovarășul meu, hai să o rezolvăm. Sunați-i pe aia care i-a dat-o să aducă banii înapoi. Să aducă banii și aurul înapoi care l-a luat de la ăsta. Adrian, jur pe familia mea, zice, băi, marocanul acolo a început să jure. Și ăsta și ăla, amândoi marocani, tovarăși. Au început ăștia, bă, să jure pe familia noastră, ce jurăm pe Dumnezeu, pe alea, alea, că noi nu știm, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu știți, a? Nu. Bine, mă, hai arătare, zic, să mergem. Păi, le-au pe arătare să ies, marocanul ce? Adrian, stai puțin. Când se ies pe ușă, stai puțin. Lasă-mi numărul tău de telefon și eu dacă aud ceva, zice, eu personal dacă aud ceva, eu te sun. Jur pe familia mea, zice, că eu mă interesez și te sun.
și o aflu. Eu am oameni, zice. Tu nu mă cunoști, dar eu am oameni și o aflu. Lasă numărul de telefon și te sun. Bine, mă, hai la numărul de telefon. Păi și las numărul de telefon la marocanul. Băi, am plecat acolo, după arătare, cobor din mașină, urc cu el la el de apartament. Băi, să bag arătare la baie, a spălat pe față, tăi, sângele la jos, băi, era plin de sânge. Deci avea nasul spart. Pe aici, pe la arcadă, băi, bătut bine, mă, bătut bine. Dar auziți, nu l-a leșinat pe arătare. Deci n-a leșinat, i-a dat acolo în întuneric, acolo acum, i-a dat, n-a leșinat arătare. Dar l-au tâlhărit, i-a luat și aurul, i-a luat și banii de la el, tot. Deci, bossule, cred că erau patru. Patru cred că erau. Eu acum la el în apartament, știi? Cred că erau patru, zice, uite așa, ne-a luat, au ieșit, unde or fi ieșit acolo din întuneric, acolo, bam, a luat și pe mine și pe ăsta. Băi, zic, albanezul e bătut așa ca tine, mă? Bosule, zice, era negru pe aici, uite pe aici, negru la față, era negru, negru, zice, și el e bătut. Negru, urmă. Bine, zic, hai că aflăm noi. Păi, ce fac, mă? Băi, următoarea zi, ies în parc. Arătare, a ieșit și el, așa bătut cum era venit acolo în parc. Băi, albanezul ăla, tovarășul lui Arătare, ăla n-a mai venit în parc. N-a mai venit, că a zis că e rușine, că e bătut, că e alea. N-a venit în parc. Arătare, îl interesa pe el ce zice lumea și alea. Uite, așa era la față, umflat, în parc acolo. Băi, acum știam că unul dintre albanezii ăștia, care veneau acolo în parc, și fiți foarte atenți, fiți foarte atenți acum la ce urmează, ca să vedeți și voi ce se întâmplă, băi, în lumea asta. În lumea asta ascunsă, care nu oricine are acces să intre aici, în lumea asta. Și eu vă povestesc de aici, să vedeți și voi ce se întâmplă. Și învățați foarte multe. Din întâmplările mele, învățați foarte multe. Băi, ajung acolo, mă duc la albanezul ăla. Știam că îl cunoștea pe albanezul ăla, dă fusese cu arătare. Tovarăși erau. Iau pe ăla de acolo, dau într-o parte. Băi, zic, uite așa, așa ce s-a întâmplat, uite așa, știi ceva? Adrian, nu știu nimic. N-am auzit nimic, uite acum, zice, prima dată când aud de la tine. Mie nici nu mi-a spus, zice tovarășul meu, ce s-a întâmplat, poate că e rușine, poate că, nu știu. Mie nici nu mi-a spus. Da, eu zice, dacă aflu ceva, eu, Adrian, eu imediat îți spun ce s-a întâmplat. Tu știi că eu cu tine sunt drept și îți spun. Eu sunt mai apropiat de tine, zice, decât de albanezul meu. Că tu pe mine m-ai ajutat mai mult decât m-a ajutat albanezul meu. Și eu cum aflu ceva, vin și îți spun. Șur pe familia mea, zice, că eu îți spun că tu m-ai ajutat foarte mult. Băi, eu pe albanezul ăsta îl ajutasem foarte mult. Foarte mult, în multe chestii. Zic, bine, mă. Păi mai trec câteva zile. 2-3 zile. Cine credeți voi că mă sună? Păi, marocanul ăla, mă, de a vândut aurul lui Arătare. Adrian, te rog frumos, vino până la mine acasă că vreau să vorbesc ceva cu tine. Cai, mă, că vin. Păi, era târziu. Era târziu, nu știu, de acolo din parc. Eu eram în parc. 11-12 noaptea. Băi, zic, Arătare, hai, vino încoace. Mi-am dat seama că e ceva în legătură cu Arătare. Că altfel nu mă suna ăsta. Că mi-a zis, vreau să vorbesc ceva cu tine. Vino până la mine acasă. Vino încoace, Arătare. Băi, mă urc cu Arătare în mașină. Mă duc la marocan. Trăm în casă acolo. Marocan, auzi ce spune marocan. Adrian, tovarășul ăsta al tău, Arătare, e tovarăș bun cu albanezul? Gata,
Imediat mi-a picat fisa că îmi spune că a fost manevră între albanez și arătare. Deci dacă sunt tovarăși buni, arătare zice, da, suntem tovarăși de combinații. Adrian știe ce s-a aflat? Zice, am întrebat și eu băieții și am auzit. Albanezul ăla a plănuit totul. Tovarășul lui arătare. Eu n-am nicio legătură, eu n-am fost implicat. Deci să nu crezi că s-a vorbit cu mine să-l aducă pe arătare, să-l tâlhărească pe scară, să ia banii. Nu, Adrian. Ăla a plănuit totul. A vorbit cu tovarășii lui, i-a spus că vine arătare, să-l ia. Ăla zice, nu e bătut. A venit în parc până acum? Păi, adevărul că alea 3-4 zile cât trecuseră, ăla nu venise, bă. Albanezul acolo în parc. Dar el a zis că nu vine, că e rușine, că e bătut și e rușine. Bine că ăsta era cunoscut, albanezul. În Malaga, acolo, între băieți, cunoscut. Bani. Marfă. Vindea marfă și deci era cunoscut. Zic, băi, n-a venit că a zis că e rușine să vină acolo la băieți. Ăla zice, nici nu-i bătut. Ăla zice, a plănuit totul. Păi, zic, hai mă, zic, o fiu și asta o variantă, știi, m-am gândit eu. Interesează-te, zice, fă cum faci să dai ochii cu el, să vezi că nu-i bătut. Bine, mă, zic, păi, plec de acolo, auzi-l după arătare acasă, mă duc și eu acasă, următoarea zi ies în față la Casconverte, magazinul de mâna a doua. Păi vine albanezul la mine. Tovarășul lui ăla de fusese cu arătare. Ăla de l-am întrebat eu în parc dacă știe ceva. Zice, Adrian, vino să vorbești ceva cu tine. Și albanezul ăla mă dă într-o parte. Ia zi-mă. Adrian, jur pe familia mea că eu ție, zice, n-am cum să nu spun, că tu m-ai ajutat mult de tot. Am auzit că a fost manevră. Deci, tovarășul meu, albanezul, a pus oameni să-l facă pe arătare. Știi de ce? Eu l-am văzut. Nu-i bătut. Cum, mă? Zice, nu-i bătut. N-avea nimic. Aseară am vorbit cu el, eu l-am văzut pe arătare. Arătare ce e desfigurat la față. Ăla, zice, n-are nimic. Cum, mă? Zice, da, domnule, zice, nu-i bătut. Bun, zic, bine că mi-ai spus. Adrian zice, te rog frumos să nu se afle, că știi de la mine că îmi faci probleme, că știi că ăsta are oameni, că e periculos, că e așa. Păi era cunoscut cuțitaș, dătea cu cuțitul, albanezul ăsta. Zice, știi că să n-am probleme, care și oameni în spate, are și alea, te rog frumos să dai, mă, liniști, mă, zic, tu mi-ai spus mie, mă, să te dau în gât, ești nebun, dai cu minte. Bine, băi, pleacă albanezul. Băi, cum să fac eu? Băi, cum să fac eu? Băi, cum să fac eu, bă, să iau legătură cu albanezul? Îl sun. Băi, zic, vreau să vorbesc cu tine, zic, uite, am o combinație pentru tine. Nu, Adrian, că nu ies afară, că nu vreau să fiu văzut. Lasă că te sun eu. Hai, mai stau o săptămână, două și te sun eu și pe urmă vorbim și alea. Bine, mă. Băi, n-a vrut, mă, să iasă. N-a vrut să iasă afară. Ce-i spun, mă? Ca să vedeți și voi ce mi-a trecut prin cap să fac. Ce îi spun, mă, lui tovarășul meu, lui Mohamed? Băi, Mohamed, bă, tu cunoști vreo fată să meargă în seara asta cu mine la albanezul ăsta, ca să bată la ușă? Ce, da, cum să nu? Cum să nu? Uite acum, dacă vrei, sun eu pe cineva, sun o fată, o prietenă de-a mea, zice, o sun, vine și merge cu tine. Hai, mă, zic, vorbește. Bă, sună Mohamed, tovarășul meu, marocanul, sună pe aia, vorbește cu ea. Băi, așa a rămas, mă. La ora 11, să mă duc la albanez acasă cu marocanca. Ce marocanca la ușă, la albanez. Cioc, 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 cioc. Uitat albanezul pe vizor, a văzut că-i femeie, că-i marocancă, deschide ușa. Băi, cum a deschis ușa? Auzi imediat, mă pun în față la ușă, zic, băi,
Arătare e la tine, mă? Spune-mi dacă e la tine arătare, zic că am treabă cu el. E la tine? Zic că a venit la tine. Nu, Adrian, zice. Nu e la mine. Păi ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, zic, dar îl caut pe arătare. Băi, și am și plecat. El nici nu și-a dat seama. Ia-uzi după mine pe hol. Adrian, stai că-l sun eu acum. Îl sun eu acum pe arătare și dacă răspunde, spun că-l cauți tu. Zic, băi, sună-l, că mie nu-mi răspunde, zic, arătare, sună-l și spune că dacă îți răspunde, spune să vină la mine acasă. Bine, Adrian, albanezul. Băi, și plec, mă, cu marocanca. Pac, am coborât de acolo, mă urc în mașină, m-am dus-o pe marocancă. Auzi, băi, de ce credeți voi că am făcut eu treaba asta? A? Să-i văd fățăul. Să-i văd fățăul dacă e bombardat, dacă e lovit. Păi când a deschis ușa și l-am văzut, nu-mi venea să cred. Nu aveam absolut nimic. Băi, absolut nimic. De-aia mi-a spus mie arătare în seara aia că albanezul era negru. Era negru pe aici, bosul, negru pe aici și el bătut era negru. Bă, dă-l dracu să negrise imediat, pe loc, nu umfla nu nimic negru la ochi. El și-a dat, bă, cu negreală, cu ce și-a dat pe la ochi, arătare a crezut că e bătut. Când mi-a deschis mie ușa, când a văzut-o pe marocan, că a deschis. Când a deschis ușa și l-am văzut, n-avea nimic, bă, albanezul. El nu și-a dat seama. El a crezut că îl caut pe arătare. Bă, plec de acolo după marocancă, sunt pe arătare. Unde ești, arătare? Sunt acasă, bosule, zice, unde să fiu la ora asta? Sunt acasă. Bă, zic, tu până acum ai vorbit, mă, cu tovarășul tău, zic, a, tovarășul ăla de viață care l-ai tu, albanezul. Bă, mă, bosule, zice, ce tovarăș de viață? Știi că noi suntem tovarăși de combinații, așa? De ce? Hai că vin până la tine. Băi, mă, duc la arătare. Băi, ăla n-are nimic. Ăla nu e bătut. Deci, ăla n-are absolut nimic. Tu l-ai văzut până acum? Nu l-am văzut. Zice că n-a vrut să iasă afară, că a zis că e rușine de băieți. N-a vrut să iasă. Nu l-am văzut. Arătare, ăla nu-i bătut. Băi. Băi, nu vreți să știți cum a reacționat arătare când a auzit? Cum i-a picat fața lui arătare? Și nu știu cum să vă spun eu. Parcă așa o răutate a intrat în el. O răzbunare. O răzbunare pentru că arătare în trecut a spus până să-l trag eu lângă mine. Bine că și lângă mine a mai făcut el manevre. S-a dus la ciordeală, spargeri de case. El cu albanezul ăsta loveau amândoi. Ponturi. Deci el se cunoștea cu ăsta, cu albanezul ăsta. Băi, albanezul ăsta nu e ăla tovarășului de v-am povestit eu vouă. Nu, ăsta e altul. Băi, când a auzit arătare. Băi, bosule, zice. Mai bine mă băteai și tu decât să-mi spui așa ceva. Zice, nu-mi vine să cred. Tu știi cât timp am mâncat eu cu ăsta o pâine? Zice, tu știi că eu aveam încredere în el. Cum o să-mi fac așa ceva pentru 2500 de euro? A? Pentru 2500 de euro? Arătare, aici n-a mai fost vorba de 2500 de euro. Că și aurul care l-ai cumpărat pe 17 euro și ăla îl vinde pe cât îl vinde, e mai mult? Și acum că o fi 2500, că o fi 3000, că o fi 4000, nu contează suma. Și 100 de mii dacă aveai la tine. Ăla nu trebuia să-ți facă ție manevră. Băi, bosule, zice, să moară familia mea dacă nu vreau să-l fac pe ăsta, zice. Vreau să-l fac, că el a mai încercat odată să facă cu mine când am venit cu el de la un pont, a încercat să mă facă și atunci nu i-a mers. Băi, fiți atenți aici. Zice, atunci nu i-a mers. M-am prins de figură și imediat când a văzut că m-am prins, a întors-o. Auziți? Ca să băgați la cap? De s-o știi și pe asta. Când un tovarăș de-al tău a încercat să te ardă odată, tu să știi că ăla o să încerce și a doua oară, și a treia oară, până reușește. Ăla-i năravul lui. Un tovarăș de-al tău e bârfitor.
își bârfește alt tovarăș la tine, să știi că și pe tine o să te bârfească la ăla. Deci el cu asta se ocupă, ca să știți și băgați la cap. Băi, ce mă gândesc, mă? Hai, zic, lasă, zic, că să vezi tu ce-i fac eu la ăsta. Bun, zic, nu-i nimic. Băi, trec câteva zile, o săptămână, să zic așa, a ieșit în parc, acolo la băieți. Băi, când a ieșit acolo în parc, ies și eu într-o seară în parc, eu știam că nu fusese bătut, că... deci știam ce s-a întâmplat. Zic, băi, spune și mie, mă, zic, ce s-a întâmplat în seara aia, spun eu lui. Păi, Adrian, că ne-a prins unii, că ne-a bătut, mi-a luat și mie banii, 5.000 de euro, i-a luat și eu, lui arătare toți banii, i-a luat și aurul, ne-au făcut aia. Bă, zic, tu ai văzut ceva, știi, pe nu, că nu știu, că nu știu cine sunt, că... Bine, mă. Bă, după ce am plecat eu de acolo, ăsta, ce-i spune lui tovarășul ăla lui? Că și ăla, vezi, tovarăș. Că ai văzut că l-a tâlhărit pe arătare, că oamenii mei... Ce, ăla, da, mă, am auzit de la cutare, de la cutare, tovarăși comuni care i-aveau, s-au dat în gât unul pe altul. Ăla, când mă duc la casă, converte următoarea zi, vine și îmi spune albanezul. Gata, zice, a dat-o pe față, râdea de arătare acolo în parc, că l-au făcut, că i-a pus pe aia, pe aia, că i-au dat-o, că așa, când i-a dat una, că s-a dus așa târâș, că a făcut, că a drez, și a râs de el acolo. Da, mă, zic, așa s-a ajuns, zic, să râdă și de arătare? Bun, mă, nu-i nicio problemă, zic, lasă-l. Băi, mai trec câteva zile, auzi, eu nu mi-am mai vândut mașina. N-am vândut-o, aia de era urmărită. Uite așa în parcare acolo o țineam, dar nici nu mi-am luat alta. N-am vrut să-mi cumpăr altă mașină până n-am vândut-o pe asta, știi, să nu bată la ochi. Bă, de ce și-a cumpărat altă mașină? Garda, asculta mașina. Ce și-a luat alta și umblă cu aia și nu mai umblă cu asta? Ce s-a prins? Așa am zis, o vând, pe urmă două, trei zile treacă, mi-au alta. Băi, mă urc în mașină. Vine și arătare, deja vorbisem cu el acolo în față la cascoverte, arătare, ne urcăm în mașină și tu spui ce spun eu, că vreau să vând mașina la albanez, că albanezul, tu spui cu ce se ocupă albanezul, vorbește acolo în mașină să se audă. Și auzi, mă, zice, bine, bosule, ca să știi, când plecăm din parc, așa facem. Da, zice, gata, așa facem. Băi, mă duc acolo în parc și ce fac, mă? Chem pe albanezul ăsta. De i-a făcut manevră lui arătare. Zic, băi, ia vină. Zice, da, Adrian. El nu știa că eu am aflat. Nu știa. Dau deoparte, vină cu acela. Zice, da, Adrian, ce s-a întâmplat? Băi, zic, fii atent. Am o problemă. Plec de aici, din Malaga. Și vreau să văd mașina. Cunoști pe cineva, știi pe cineva care să o ia, că o dau subțire la prezic. Deci nu mai mă uit. Mâine de dimineață, cel târziu, am mers, am făcut actele cu el și i-am dat mașina. Zic, gata, nu mai țin. Fără transferență, zic, nu, dau că e pe numele meu, nu dau. Mâine de dimineață, cel târziu, care îmi dă bani, i-am dat mașina, zic că am nevoie mare de bani. Păi, bă, cât o dai, Adrian? Băi, ce să spun, 10.000 de euro o dau. Mașina 12.000, 13.000, BMW X3. Mașină bună, mă, cu piele în ea, cu tot, în fine. Băi, zic, 10.000 de euro. Acum că am nevoie de bani, care vorbesc cu el din seara asta, mâine mergem la acte, facem actele și-a luat-o. Păi stai puțin, Adrian, zice, că pe banii ăștia, zice, ți-o iau eu. Mie, zice, cum eu l-aș dacă, bă, zic, ce să-ți mai las, 10.000 de euro, zic, tu știi cum să vinde, 12, 13, 14. Zic, dar s-o dai repede, o dai pe 13.000, zic, o dai, ca să o dai repede. Da, zice, știu, mașina e bună. Păi o iau eu, zice. O iau eu pe 10.000 de euro, gata. Mâine mergem, facem actele, zice, pe numele meu. Albanezul. Bine, mă, zic. Băi, zic, să rămân așa, că eu mâine plec din Malaga. Da, Adrian, așa rămâne, gata, mâine ne întâlnim la acte. Bine. Și auziți, îl iau pe arătare și plecăm de acolo, din parc.
Păi ne ducem la mașină. Deja arătare, știa vorba. Ne urcăm în mașină. Zic, băi, arătare, hai că mâine, zic, fac rost de bani. Păi cum faci, ce, bosule, rost de bani? Știu că ai probleme, zice arătare. Știu că ai probleme și ai mare nevoie de bani, dar cum faci tu mâine rost de bani? Arătare, zic, de unde să iau din altă parte? Că tu știi că n-am de unde să iau, zic, decât să-mi vând mașina. Ai, mă, bosule, zice, cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva, arătare? Cum să-ți vinzi mașina? Băi, bosule, și rămâi fără mașină. Ce să fac, arătare? Zic că am nevoie de bani. Băi, noi acum vorbeam în mașină, că știam că mașina e ascultată. Ce să fac, arătare? Zic că am nevoie de bani. Ai tu să-mi dai? Dacă ai tu, dă-mi și nu mai vând mașina. N-am să moară familia mea dacă am, zice, că dacă aveam, îți dăteam. Să moară familia mea, zice, dacă am. Zic, ia de undeva tu. Cu împrumut și dăm și nu mai vând mașină. N-am de unde să moară familia mea, bosule. Arătare, de unde să iau? N-am. Atunci, arătare, zic, vezi? Trebuie să vând mașina mâine. Băi, ce rău îmi pare. Dar cui o vinzi? Arătare, cui o vinzi? Arătare, zic, am vorbit cu un albanez. Nu-l cunosc. Nu-l cunosc, doar ce am dat și eu zvonul acolo între băieți că vreau să vând mașina. Și a venit albanezul ăsta la mine și a zis el că vrea să o cumpere. Care, bosule, zice ăla așa și zic da. Auzi pe arătare. Ăla, bosule, zice, e hoț, sparge case, ăla vinde droguri. Aolo, bosule, zice, ăla e un nenorocit, zice, vinde și droguri, sparge și case, se ocupă cu multe, ăla. Băi, auziți? Noi știam că mașina e ascultată. Ați înțeles? Ăla, zice, face multe, băi, bosule, bă. Auzi, lui ăla, eu vezi. Arătare, zic, nu mă interesează cu ce se ocupă ăla, ce face ăla, dacă îmi dă banii, dau mașina pe numele lui și gata. Mâine de dimineață. Așa e, bosule, zice, ai dreptate. Băi, fraților. Băi, următoarea zi, mă sună albanezul. Adrian, ce faci? Mai vinzi mașina, zice. Că eu ți-am zis că eu o cumpăr. Zice, hai că a deschis la hestorie, zice. Hai să facem actele. Zic, unde ești, mă? Zice, sunt aici în fața parcului, zice, unde ne întâlnim noi. Hai, vino încoace. Hai, mă, zic, stai acolo că vin acum. Hai, mă, urc în mașină. Auzi, eu stau la prima oră, mă, de dimineață. Cum a deschis acolo la hestorie, el m-a și sunat. Păi mă urc în mașină, mă urc acolo, în fața parcului, știu unde ne întâlneam noi, în parc acolo, el era în față. Dau jos de în mașină, zic, băi, uite, bă, asta e mașina. Zic, tu știi mașina mea? Da, Adrian, zice, eu știu. Zic, hai, urcă-te în ea, zic, dacă vrei, dă o tură cu ea, probează-o, mergi cu ea la service, unde vrei, zic, mașina n-are nicio problemă. Nu, Adrian, nu-i nevoie de service, zice, că eu cunosc mașina, hai să dau și o tură cu ea. Haide, mă. Păi să urcă ăsta în mașină, albanezul, dat o tură pe acolo, pe oraș. Da, Adrian, zice, eu știu mașina, mașina e bună. Zice, ce să mai, hai să facem actele. Haide, mă. Păi și mă duc cu albanezul la chestorie. Auziți? Am trecut mașina după numele meu, pe numele lui. I-a dat banii frumos pe mașină, mi-am luat banii, a luat mașina, mă. Băi, băi, fraților, băi, ce se întâmplă, mă? După vreo lună de zile, o lună jumate, să zic, a trecut, eu n-am plecat acolo din Malaga. N-am plecat. Băi, când ies acolo în parc, într-o seară, vine albanezul ăla, tovarășul lui, pune lângă mine acolo pe bancă. Toți știau, toți băieții de acolo din parc, auziseră. Și eu auzisem pe acolo, pe la Casconverte. Vine ăla să pune lângă mine, Adrian, ai auzit ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mă? Făceam că nu știu. Acum, zice, eu știu că cine să pune cu tine ajunge rău.
Nu lași tu treburile așa, nu ești tu fraier să lași treburile așa. Să te lași tu făcut de ăla și de ăla. Hai cum? Păi ce s-a întâmplat, mă? Păi tu n-ai auzit? Am auzit, zic. L-au luat pe tovarășul meu, zice, garda. L-au arestat, au intrat peste el. L-au prins cu marfă în casă, zice, poale, avea marfă la el și mașină și la el acasă, o grămadă de marfă. A spart niște case, zice, și tot ce a furat de acolo, l-au prins și cu marfa în mașină și la el acasă. Au intrat peste el în casă. Zice, l-au luat. Zic, băi, nu știu, zic, n-am auzit. Ai, Adrian, că toți pe aici, zice, vorbeau că de când i-a făcut manevră lui arătare și toți pe aici au vorbit că i-ai făcut felul. Și păi, zic, și singur, zic, și-a făcut felul. L-am pus eu să ducă să spargă case. A? Singur și-a făcut felul. Cum să-i fac eu felul? De unde să știu eu ponturile lui? Zic și-a. Zic, nu mă interesează. L-au luat, Adrian. Băi, toți vorbeau. Și pe acolo, pe la Cas Converte și prin parc, toți băieții vorbeau. Că toți aflaseră. Că el s-a dus și s-a lăudat că i-a făcut manevră lui arătare. El s-a dus și a spus la băieți, la tovarășii ăștia ai lui, Sanchi, tovarăși. Că ei imediat l-au sifonat mai departe. Sau și le-a spus că albanez dai lui. El avea încredere în ăștia. S-a dus și au râs de arătare că i-a făcut manevră lui arătare, că l-a, pau, că l-a bătut și l-a tâlhărit. Și toți au auzit. Ați înțeles? Și vorbeau băieții. Zic, ce să-i fac? El și-a făcut-o cu mâna lui. Păi și plecăm de acolo din parc, auzi, plec de acolo din parc, uc acasă. Bineînțeles că următoarea zi îmi fac prezența în față la Cas Converte. Băi, toți vorbeau pe acolo. Ați auzit ce a făcut Adrian Romanul, zice. Ce a făcut Adrian Românul la albanez, a legat. Albanezul i-a făcut manevră lui arătare. A, și ăla, zice, nu s-a lăsat. Băi, toți vorbeau. Nici ăla, zice, nu s-a lăsat Românul și l-a legat. Vine Mohamed la mine. Zice, Adrian, ești tare. I-ai făcut, o șmecherește. Bine i-ai făcut. Bine i-ai făcut. La ce bătaie i-a dat lui arătare și în ce fel l-a umilit pe arătare, care arătare, zice, a fost om cu el. Și arătare niciodată nu l-a trădat. Niciodată nu l-a dat în gât pe albanezul ăsta. Și ăsta n-avea motiv să-l ducă pe arătare acolo și să-l bată în halul ăla de la desfigurat. Putea să-l omoare, zice. Bine i-ai făcut. Și i-ai făcut-o șmecherește. Frumos, cu stil i-ai făcut-o. Să știi că o să aibă timp la pârnaie să se gândească cum a ajuns el la pârnaie și să-și dea seama unde a greșit. Marocanul. Zic, bă, ce să-i fac? El și-a căutat-o, el a găsit-o. Cu mine, zic, nu-i loc. I-ai făcut-o șmecherește, zice. Bravo! Auziți aici. Da, să vedeți ce va urma în vlogul următor. Ascultați-mă ce vă spun. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Dacă vă plac vlogurile mele și vă place ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like, că din numărul de like-uri îmi dau seama câți dintre voi mă apreciați și din numărul de distribuiri. Că eu intru și mă uit să văd cine distribuie vlogurile mele. Dacă le distribuiți, înseamnă că vă plac. Bineînțeles, dacă vreți să mă salutați, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Fiți atenți la vlogurile ce vor urma. Multă sănătate la toată lumea și numai bine.